Startul partidei a fost echilibrat și desfășurat într-un ritm alert, dar au lipsit ocaziile la cele două porți. După o jumătate de oră, constanțenii au deschis scorul prin Antonio Cruceru la capătul unei faze construite pe partea stângă a ofensivei. Da, a fost un joc bun, puteam în a doua repriză să închidem mai devreme meciul, am început repriza a doua bine, am avut câteva oportunități, dar și adversarul spune unele probleme și am întâlnit una dintre echipele cele mai în formă pentru și ei. În ultimele 13 partide au pierdut 3 meciuri, 2 cu noi și încă un meci. E o echipă care are ocazii de poartă, astăzi au avut mai puțin, deși nu le-am dat atât de multe oportunități, au câștigat o partidă importantă și trebuie să privim cu încredere înainte să câștigăm și ultimele 3 partide din acest sezon. La finalul partidei, Anisicu și-a felicitat elevii atât pentru acest rezultat, cât și pentru prestațiile din întregul sezon și a mulțumit tuturor celor implicați în FC Farul pentru munca depusă. Cu buget de 3 ori mai mic decât Petrolul, decât Cluj și decât alte echipe, această echipă a reușit să termine la egalitate de puncte cu echipele care au mers în play-uri. Chiar dacă acesta era obiectivul nostru, nu l-am îndeplinit din această cauză, că am avut rezultate nefaste cu echipele care au intrat în play-off. Cred că locul nostru era în primele 6 și de asta vreau să felicit pe toată lumea, de la jucători, la oamenii care lucrează în cadrul clubului, angajații clubului, cei care au grijă de teren, de tot ce înseamnă clubul Farul, pentru toată munca pe care au depus-o în acest an. Ioanis Zicu a anunțat încă o dată că obiectivul pentru finalul sezonului rămâne ocuparea primului loc în play-out.